Priviți, dragilor, că nu e doar lapte și miere să trăiești pe barcă. Trebuie să mai faci din când în când și curățenii din astea generale și sunt destul de dese. În cazul ăsta, ce facem, Denisa? Curățăm frigiderul. Mai tare că nu se aude, că merge motorul, curățăm generator. Curățăm frigiderul. De ce curățăm noi frigiderul? Că a murit un pui în el. A murit un pui, așa e? Un pui a expirat. Da. Și a împuțit tot frigiderul. Yes. Și trebuie spălată pentru că pute groaznic. Și faza este că treaba asta o facem destul de des. Crezi că o facem cel puțin lunar? Da. Spălatul complet al frigiderului? Mm. Pentru că frigiderul ăsta e fiind adânc, tu nu poți să deschizi cum e un frigider normal, de exemplu, știi, și să... trebuie să pui pe straturi. Trebuie să pui totul grămadă peste grămadă, una peste alta, una peste alta. Și de obicei când iei ceva, trebuie să sapi după acel produs. Și normal că le pierzi, mai uită, mai mama măsii. Și uite așa, este situația. În momentul de față... Bine să cureți frigiderul, e ok. E sănătos și igienic. În momentul de față... Da, totul din frigider este pe masă, barca, ca de obicei, este explodată, pentru că așa este tot timpul când face curățenie. Fratele vostru Hașu montează clipul, generatorul merge pentru că afară este, uite cum este, nu este pic de soare, n-a fost toată ziua și trebuie să facem niște curent. Și în zilele ploioase cam asta se întâmplă. Uite, merge generatorul, încarcă cu 1000 de vați, suntem all good. Era să fii mică. Nu știa, mamă, din aua asta. Denisa, ce faci? Intri cu totul în frigider, mă? Apoi, dacă nu ajung la fund. Nu ajungi la fund? Eu ajung la fund. Aua, mă, tată. Ăla, mă. Asta ca să vedeți și voi că, na, în boat life se mai întâmplă și astfel de chestii, trebuie să... Nu e doar plaje frumoase și navigat cu vele și nu. Trebuie să faci lucruri în permanență dacă trăiești pe barcă. Uite, cum sunt de exemplu astea. Lucruri de întreținere. Pentru că asta este casa ta și trebuie ținut ordonată. Și casa dacă și nu... mașina. Și casa și mașina ta, da. Și trebuie ținut ordonată că dacă nu... Faci hepatită. Simplu. Peste bună însă este că avem o bere să ne țină distrați în timp ce facem astfel de chestii. Eu nu pot să fac curățenie treaz. Nu pot, adică n-am cum. Sunt chestii de astea prea serioase. Denisa, ce faci, mă, fată? Iată, ne ajungi și în Antigua și Barbuda. Suntem în insula Antigua, pentru că Antigua și Barbuda este o țară formată din două insule. Din Antigua și de Barbuda. Noi suntem în Antigua astăzi și nu vom merge în Barbuda, pentru că am înțeles că Antigua este cam cea mai frumoasă. No offense pentru cei din Barbuda, așa spune internetul. Am fost, bineînțeles, ca în toate țările de genul ăsta, să facem check-in-ul în țara respectivă, adică să le spun oamenilor că am ajuns în țara lor, să ne ștampileze pașapoartele, să ne dea viză. Și Samsara a primit viză pe 3 luni. Deci Samsara are voie să vină și să plece din Antigua 3 luni fără nicio problemă. Este foarte straightforward și foarte ușor în principiu să faci check-in în țările astea. Mergi la Immigration Office, care de obicei este într-un port mare, unde suntem și noi acum, și pur și simplu îi arăți pașapoartele, îi arăți hârtia pe care o ai când ai plecat. În cazul nostru, trebuie să, dacă plecăm dintr-o țară într-alta, de exemplu din Martinique, ne dă o hârtie, că am plecat din Martinique. Și o arătăm aici, la Immigration Office-ul de aici, din Antigua. Este all good, nu durează foarte mult, adică este super straightforward. Deci cam așa se face check-in-ul în țările astea. Că mă întrebați cum se face check-in-ul, e cam așa. Ajungi cu barca, arunci ancora, vii în portul principal, faci check-in-ul, ai plecat, poți să stai cât vrei tu, mă rog, nu chiar cât vrei tu, e că ai vreo 2-3 luni, mă rog, în funcție de fiecare țară. După care când pleci, trebuie de asemenea să pleci prin Immigration Office, să faci check-out-ul. Îți dă o foaie care merge în următoarea insulă și tot așa. Sunt la supermarket acum, am venit să luăm niște chestii pentru micul dejun și nu numai. Este foarte cald și sper să fie aer condiționat înăuntru. E un mic sau un mare? Unul mic, nu facem așa cumpărături. Aici venim ultima oară la astea, la legume. Uite, ciudat. Mhm. Ce e asta?
Dar asta ce e? Este un pepene? Vreau să știu ce e. În sfârșit, fratele vostru s-a tuns. Am găsit acest barbershop, Don's Barber. Și Don, tipul care are barbershop-ul ăsta, are 80 de ani și tunde de 50. De 50 de ani tunde. Este extraordinar. Și a tuns foarte lent, dar a făcut treaba într-un final. Mă simt nou-nouț. Ne vom lua un autobuz până în St. John's, pentru că noi suntem în Jolly Harbor. Invers. Nu, am luat un autobuz până în St. John's, pentru că noi suntem în Jolly Harbor. Și, mă rog, am vizitat puțin St. John's, este capitala Antigua și Barbuda. Nu este cine știe ce, este un oraș modest, dar am văzut un fort, era o fortificație ceva ciudată, pentru că fiind sub colonia englezească, este construit ca să se apere de francezi. Și acum mergem înapoi în... Am fost la piață, am luat niște roșii locale, crescute local, ceea ce e foarte mișto. Că cresc aparent roșiile aici. Nu știam că cresc aici roșii, pentru că mi se părea că e prea cald și prea umed. Chiar să vreau să fie gustă. Și eu cred că gustă bine. Acum ne întoarcem în St. John's, unde avem barca. Și este un autobuz... Milangelo, în Jolly Harbor avem barca. În Jolly Harbor, da. Și acum ne întoarcem în Jolly Harbor, unde avem barca. Un autobuz de ăsta, un microbuz, cum în România, face taxi de ăsta. Da. Și mi se pare foarte ciudat că șoferul ține în mână o bagnotă de $5 de ăștia de lor. Și nu înțeleg de ce. La fel o țineam și pe drum când am venit încoace către St. John's. Nu înțeleg care e faza. Poate de noroc o chestie de-a lor. Posibil. Am mai văzut tot așa cu turcuri roate în viața ta. Deci efectiv au niște culori. Că n-am văzut niciodată așa colorate. Sunt foarte... Că sunt copii. Viu cu, da, exact, dar... Oricum, puțin aia care are un mare win pe ea. Hei, Ionuț, la mulți ani! Dar tati, am 9 ani! Lasă, că o să fumezi tu ganja când o să fii mare. Guys, am fost azi la pescuit. Uite, că vrea să evadeze, uite. Asta tot vrea, da. Vezi? Săracu. Uite că ți-l arăt cum arată, uite. Ia! Ce dubioase sunt. Am fost la pescuit și am prins niște conci sau niște conc. Acum, cred că îi spune conc. Este, cum să spun, e o moluscă care trăiește în această mare scoică. Și este cumva o delicatese aici în Caraibe, în special în Bahamas, chestia asta se mănâncă destul de mult. Este o mâncare de bază în multe insule, în special din Bahamas. Bineînțeles, găsești concul ăsta în tot Caraibele. A, uite cum e, așa arată. În cazul care vă întrebați, conciul ăsta este o moluscă, este un melc care își creează carapacea asta, toată viața lucrează să-și creeze scoica și care trăiește pe fundul apei, în special în zonele mai cu apă mai superficială, cam 10 metri, 15 metri, 5 metri, cam acolo trăiește și în special în zonele în care este nisip și îl găsești pur și simplu, îl găsești pe fundul apei. E destul de bine camuflat, pentru că se confundă cu o piatră de foarte multe ori, dar îl găsești pe fundul apei, pur și simplu pui mâna pe el și îl iei de pe fundul apei, de pe fundul oceanului, de pe nisip. Am găsit patru bucăți mari. Păi mari, pentru că mănânci numai pe ăștia mari, aia mici nu iei, că n-are sens. Oricum nu are foarte multă carne pe ei. Este o moluscă, este un melc înăuntru, practic. Și trebuie, este o anumită tehnică prin care poți să-l scoți pe fraier afară, pe care o să o încerc acum pentru prima oară. Practic, să iei un ciocan. Ăștia mici schimbă, când cresc, își schimbă scoica, nu? Nu, ăștia cresc tot cu scoica. Ah, ok. Un ciocan și dai, fii atent, dai fix aici, undeva, îi faci o gaură, pe care bagi un cuțit ca să-l împingi afară și el iese și îl scoți frumos. Uh-huh. Asta e teoria, cel puțin. Acum să vedem dacă funcționează și în practică. Asta e ceva mare. Hai să-i dăm, să vedem. Aici. Ai grijă la ori, da? Yes. Mai departe. Mai departe? Mai departe, bine. De ce? Poți să-l împingi. Mama mia.
Ia. Aolea, Doamne, n-am văzut niciodată așa ceva. Gata, asta-i. Michelangelo, facem aspirea. Ia. Ioi, Doamne. Nu, asta-i concu. Dar și care capul lui, că nu înțeleg. Ăștia sunt ochii, uite de aici. E un melc, înseamnă că n-are formă cum avem noi. Păi melc așa? Așa-i melcul, da, așa el. Ce ciudat! Și da. Mănânci tot? Nu, nu, adu-mi un cuțit să-ți arăt. Să-i tai toate mațele astea de pe aici, adică astea nu se mănâncă. Stii toate astea. La pești. Deci l-ai omorât, nu numai eu. Sau? Și îl curăț de ielița asta. Am trebuit să-l omori înainte, Michela, și văd cum. Nu să-l omori, că nu... un melc. Păi da, și nu se pără. Eu știu, mă, pricep. Eu știu și comentariile mele. Să-mi ziceți voi dacă suferă. De Greta Thunberg, nu? Sau cine? Da. Trebuie pricepeți. Wow, deci arată foarte bine, zici că e nici nu știu, animal. Mă rog, e moluscă, nu? E moluscă. Ok. Deci gheara aia ce e? Pentru ce e? Cu gheara aia, nu, ia să mă tai. Cu gheara aia, el merge prin apă, știi? Ah, ok, se trage cu ea. Și are o singură mână, practic. Are o singură mână, practic, care se trage prin apă. Chiar asta poți să o tai jos. Așa. Focus. Ok. Ah, ok, și rămâne super puțin din el, am înțeles. Și rămâne doar drăcia asta de carne. Au, băgați-ai... Ai grijă, că îl urmă și l-a spus pe Chris. Te grăbi. Am înteat un pic. Clasic. Bun, să mai curăț un pic. Ok. Ne curăț după aia. Da. Asta e primul. Ok. Ăla e, da? Îl luăm pe ăsta altul acum, nu? Ăla era, nu? Ăla a fost. S-a fost. Ăla a fost. Cred. Yes. Nu mai e nimeni acasă. Da, era curie și am pus-o păstrezi, dar cum vrei tu. Trebuie să mai trebuie mai frumos, le-ai făcut o gaură, nu mai rost să mai țin, nu? Da, 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 las-o, las-o. Tot iau gaură, nu o să găsești la locuită. Nelocuită? Păi nu. Serios? Să crezi destul de mare. Asta da, poate găsesc una cu crab. Concul number 2. Ia. A ieșit. Ce mă uite? Concul number 2. Number 2. Cred că am înțeles. Cred că m-am prins de tehnică. Asta e mort deja. Mortă? Mă, normal, are un pistil, știi, nu? Care da. E afrodisiac. Bun, asta a fost operațiunea Concul. Acum să vedem cum îl facem, cum îl preparăm. O să merg până la Chris pe barcă. Să-mi încarc butelia cu aer, poate voi și pe voi cu mine, să vedeți care e operațiunea. După care venim împreună pe barcă și o să preparăm concu, în timp ce Denisa strânge de pe aici. Mini bottle? Yeah, yeah. Yeah, but we don't film right now, oh. No? I don't know. Oh, fuck, we film right now. You go over there, give me a shake, yeah? Hey, what's about the coach? You had some success with that? All four. You get him easy out? Perfect. Sometimes you're lucky, sometimes not. Yeah, yeah, sometimes. It's a technique. You have to oh, learn. Yes, 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 yes. You tied on, jump in, hey? Okay. Okay. Sunt la Cristo Barca, a pornit generatorul. Hai să vadă cum umplem butelia.
pentru fiecare încărcare din asta, tot ce vrea Chris e un pachet de țigări și niște bere. Și am adus bere, stai să văd dacă o am aici, că am uitat-o în barcă. Here's six more. Beautiful, thank you. Thank you. What is this? What? Carib. Carib. I've never had this. I get that for the rescue mission. You remember? Yeah. For the dinghy. Where's the dinghy? That's the little ones. Cheers, mate. Cheers, mate. Hola, Mariola. Ce bine să fii pe pământ stabil. Mani. Pe față de dinghi ăla. Ah, ok. Vine Chris și aduce oala cu presiune, a zis. Și? Deci că concul ăsta, conciu, aparent îi spune conci și încă într-un fel aici în Caraibe, în funcție de unde ești. Deci că dacă nu îl faci la presiune, dacă nu coci la presiune, o să aibă textura unei talpe de papuc. Ok. Deci o să fie foarte, foarte tare. Nu o să poți să-l mănânci. Atunci a spus că el, din experiență, a descoperit că 45 de minute într-o oală cu presiune îl relaxează un pic, îl face mai mâncabil. O să facem un fel de, nu știu, un fel de gulaș, un fel de ceva, știi? Facem 45 de minute la oală cu presiune, după care punem niște chestii, pe știi? Legume, ceapă, alea. Și aia. Hai să pregătim terenul. So, ok. Well, we put that off here. That's something for the fish, or I don't know. Put that off. That orange shit there. Come on. Ok, so that's a leftover. That looks all pretty much nice. We put that little thing. I think that's a penis or something. Put that off too. We don't need that. Nah. Asta este conciu crud. Crud. Crud means raw. I know, that's French. Crud, yeah? Yes. So, să vedem cum gustă. It's actually not bad. But you need teeth for that. No. You think it's... Wait, that was the front part. So what are we going to do? I have to speak English because I don't speak Romaine. Is... Not yet. Not yet. Cut him. Yeah. Sorry. In very small bites, you know? Ash, got conch crude. N-are gust de mare, n-are un gust de la foarte intens de mare. E un mușchiuleț. Tu l-ai înghițit, așa e? Da, am luat o bucată mai mică. Am luat toată. Ia toată, ca să simți tot the whole flavor. Nu, că... Și după aia e niște vin, e ok. A little bit sweet. If you chew them a little bit longer, you have to chew them for a while that the flavor comes out. In there, there's the conch, there's some onions, there's some sweet potatoes. And mashed up garlic and some salt. That we're going to put in there for at least 30 minutes to get the conch a little bit tender. You know, it's like a piece of rubber. Get it tender, and it also give us the stock, the base for the sauce, which we put on the rice later on. And some chili and some secret ingredients I could not tell you. And that's it. And now, here we go. So this is the end result, yeah? Rice and the curry. The conch curry. The conch curry. Deci, conch curry. E un curry, adică gustul de curry. Dar, dacă vrei să compar cu ceva gustul,
ar fi cu scoici, cu midi. Are gust similar și mirosul, în momentul când le refierbi, sunt similare. Deci dacă îți place să mănânci scoici, asta are gust similar. Poate că scoicile sunt puțin mai împuțite. Asta e un pic mai neutru din punct de vedere al aromei. Ce? E bun. Dacă vrei să supraviețuiești în sălbăticie, poți să vânezi conci, să mănânci. In a restaurant, 20 US. This? Yes. Wow. That's not that cheap food for the whole. So this is not people. A cheap food, no? No, 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 no. Not yet. In the olden days, of course, you know. It was cheap. But now it's different. It's rare. You pay by the pound of the conch, frozen ones, if you get it somewhere in the market. Save out by the pound at least $10. You know, how much US. How much is a pound in normal? What we have now over there today was one and a half, close to 2 pounds. But you don't need that much, because there's that many proteins in it. You feel that, yeah, you know. Before you said you look at that, well, that's not much, those four little pieces over there. But it fills up like hell, you know what I mean? A lot of protein in it, you know. Înainte să închei, vreau să mulțumesc generoșilor noștri, sponsori, care fac posibil acest tip de content și vouă, că ne așteptați cu un like și un comment la fiecare episod. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu unul nou nouț și, bineînțeles, duminica asta pe live, în care dezbatem clipul pe care l-am postat astăzi. Hașul, vă pupă și vă dorește o zi excelentă, oriunde v-ați afla, mă. Pa!